Bună ziua tuturor! Eu sunt Petronela și astăzi vreau să pregătesc prăjitura cu bulion. Pentru prăjitură aveți nevoie de 750 de grame de făină plus minus, 250 de grame de bulion, 200 de mililitri de ulei, 100 de mililitri de apă minerală, 100 de grame de zahăr pudră și 10 grame de bicarbonat. Iar pentru crema aveți nevoie de 1 litru de lapte de soia, 300 de grame de majun, 160 de grame de griș, 200 de grame de zahăr tos și 100 de grame de margarină. Într-un vas am adăugat ingredientele, voi adăuga și bicarbonatul stins și voi începe să formez aluatul. Treptat făina, nu toată deodată. Amestec și frământ. Mai adaug și tot așa, până formez aluatul. Aluatul este gata, a intrat 750 de grame de făină, îl voi lăsa în repaus cam 30 de minute. Am împărțit aluatul în 4 părți egale. Voi forma acum foaia pe o foaie de cot, voi împinge și voi face o foaie cu diametru de 37 de 24. O voi da la cuptor pentru 10 minute. Cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Am pus laptele cu zahărul, a început să fiarbă, acum s-a topit zahărul. Voi începe să adaug grișul în ploaie. Și îl voi lăsa până se îngroașă. Compoziția a început să se îngroașe, uitați, cam așa trebuie să arate. O voi da deoparte și voi adăuga cât este încă fierbinte, margarina. Și amestec. O voi lăsa la răcit și după aia o voi pune între foi. Voi începe să ansamblez prăjitura. Voi pune jumătate din cantitate. Au ieșit 4 foi. Nivelez și vin și cu următoarea foaie. Am pus și a doua foaie, am pus dulceața peste foaie și nivelez peste tot. Așa, vin și cu următoarea foaie și iară crema. Prăjitura este gata, o voi da la frigider până a doua zi. Prăjitura cu bulion a stat peste noapte la frigider. Am presărat și un pic de zahăr pudră și voi veni și cu secțiunea. Prăjitura cu bulion este gata. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Vă mulțumesc!